Aniversarea 91 de ani de la legiferarea protecției civile a oferit prilejul de a celebra această componentă importantă a apărării naționale, a cărei rol a crescut de la an la an, dobândind noi valențe, dând încredere și siguranță românilor. Misiunile și atribuțiile structurilor de protecție civilă din România au devenit tot mai complexe, orientate a face față tuturor situațiilor de risc, asigurând resurse necesare supraviețuirii, iar rezultatele lor se reflectă în mii de vieți salvate și bunuri protejate ori puse la adăpost în caz de dezastru naturale, precum și acțiuni militare. Muzica militară a brigăzii 18 cercetare supraveghere Decebal din Timișoara, sub comanda dirijorului plutonier major Dănuț Slabu, a intonat imnul național, iar preacucernicii părinți Mihai Adrian Venter, Florin Avram și Andrei Chiriluc au oficiat serviciul religios. General de brigadă inginer Lucian Vasile Mihoc, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, a luat cuvântul prezentând mesajul său și al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, general Dan Paul Iamandi, iar la eveniment a participat și dr. Mihai Grecu, medic șef UPUS Murd, general de brigadă în rezervă Constantin Caraivan, consilier Viorel Gheorghe Coifan și subprefect al județului Timiș, Ovidiu Drăgănescu.